conducerea ANP. Și am decis să numesc, evident, un director interimar. Este o decizie pe care nu aveam cum să nu o iau. Deci ANP-ul va avea un director interimar începând de la 1 august, în persoana domnului Marius Vulpe, care actualmente este director la penitenciarul Iași. Domnia sa este în sistemul penitenciar șeful penitenciarului de la Iași din 2006. A ajuns director de penitenciar în urma unui concurs și specific acest lucru pentru că noi suntem în situația în care nu puțin dintre cei care conduc penitenciarele sunt numiți cu caracter temporar. Deci domnia sa este de 10 ani director la un penitenciar care este un penitenciar greu, un penitenciar care are toate cele patru regimuri de detenție: deschis, semideschis, închis și de maximă siguranță. Am să mă opresc aici acum cu detaliile. Îl cunosc pe domnul Vulpe din vizitele pe care le-am făcut în numeroase penitenciare de când mi-am preluat mandatul și cred că experiența managerială pe care o are și siguranța pe post pe care o are îl va ajuta să fie un bun manager al ANP-ului.